Sute de oameni s-au scăldat de bobotează în apa rece a lacurilor și râurilor din țară. Creștinii spun că păstrează acest obicei, deoarece cred în puterea miraculoasă a apei sfințite, care îi ferește de boli și îi curăță de păcate. La mănăstirea Horăș din Ialoveni am surprins astăzi 10 de credincioși, deși a fost zi lucrătoare. Zeci de oameni din diferite raioane ale țării au mers de dimineață la slujba organizată de bobotează la mănăstirea din satul Horești, raionul Ialoveni. Ulterior, cei mai curajoși dintre enoriași s-au grăbit să meargă la lacul din apropiere, unde s-au scufundat în apa rece. Înainte de a plonja, apa a fost sfințită de preot. Dan, botezându-te tu, Doamne, închinare trimis s-a arătat. După sfințirea apei, rând pe rând, mai mulți creștini s-au scufundat de 3 ori în apa rece ca gheața. Oamenii spun că în această zi apa sfințită are o putere miraculoasă de vindecare atât trupească cât și sufletească. Super tare! Prima dată în viață! O experiență unică, cred că. Dar de ce decizi? Ce credeți că semnific pentru dumneavoastră, de exemplu? Ce credeți? Este spus că e bine să faci de toate în viață. Așa că o curiozitate, în primul rând, și într-a doilea rând, da, poate o calire, pentru, poate bine pentru sănătate. Știți cum îi spun? Sfii cu Doamne ajut tot anul. Da. Foarte bine, merită de încercat. Pentru gânduri bune, pentru o viață mai bună, pentru să fie pașii pământ și cu Doamne ajută. La câte le-a participat? Am 5-6 ani. Da, e foarte bine. Veniți aici sau vă duceți în altă? Venim aici, am fost la Țigănești, la mănăstire și am fost la Hâncu. Trei ani consecutive deja particip la scaldat așa la iarna. Cum a fost apa? Ui, iarna, apa e rece. Apa e rece, dar de când ieși afară e altcumva. Nu sunt friu deloc. Dar eu cred că asta îmi dă sănătate. Credință și sănătate, întărește imunitetul. Sărbătorim botezul Domnului nostru Iisus Hristos și după ce am săvârșit Sfânta Liturghie, avem o frumoasă tradiție în biserică ca să ieșim cu creștinii la apa din apropierea mănăstirii. Ne aducem aminte de această frumoasă sărbătoare și ne scufundăm și noi cu credință și cu nădejde la Dumnezeu. Și cine intră în această apă cu credință, primește de la Dumnezeu vindecare, primește de la Dumnezeu bucurie trupească și sufletească. Ulterior, creștinii s-au încălzit cu ceai și izvar. O încercare nouă pentru organism. Să vedem și noi. Spune că îi faci câte o așa, câte un schimb de energie, da. Și i-am făcut un șoc amu. Să vedem cum să se comportă el de amu. Când ați fi virus, când ați fi diferite. Alcalim puțin. Prin tradiția asta ne spălăm de toate păcatele care să le adunăm de ani de zile, ori de un an de zile. Eu o fac prima dată. Tradiția spune că cei care se scufundă în apă de bobotează vor fi feriți de rele și vor avea noroc tot anul. Important este ca cei care fac acest ritual să aibă o condiție fizică bună și să fie prudenți, pentru că apa rece ca gheața poate afecta ritmul cardiac și tensiunea. Totodată, specialiștii recomandă ca scufundarea în apă să nu fie mai lungă de 10 secunde, iar ulterior consumul de alcool este interzis.